În psalmul 100 cu versetele 1 și 2 stă scris Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului, slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Legătura care există între minte și trup este foarte strânsă. Când unul este afectat, celălalt se resimte. Starea minții afectează sănătatea într-o măsură mult mai mare decât își dau seama mulți. Multe dintre bolile de care suferă oamenii sunt rezultatul depresiei mentale. Durerea, neliniștea, nemulțumirea, remușcarea, vinovăția, neîncrederea, toate au tendința să zdrobească forțele vitale și să producă degenerare și moarte. Curajul, speranța, Credința, simpatia, iubirea dau sănătate și prelungesc viața. O minte împăcată, un spirit voios, înseamnă sănătate pentru corp și tărie pentru suflet. Nimic nu exercită o influență mai mare pentru favorizarea sănătății sufletului și a trupului decât spiritul de recunoștință și de laudă este o datorie categorică aceea de a ne împotrivi melancoliei gândurilor și sentimentelor de nemulțumire o datorie tot atât de mare ca aceea de a ne ruga dacă ne îndreptăm către cer cum putem merge cu un grup de oameni care se jelesc gemând și plângându-se tot drumul până la casa tatălui nostru aceia care spun că sunt creștini dar se plâng neîncetat și se gândesc la voioșie și la fericire ca la ceva păcătos. Nu au o religie adevărată. Exprimați-vă lauda și recunoștința prin cântări. Când suntem ispitiți, în loc să dăm glas simțămintelor noastre, să înălțăm prin credință o cântare de recunoștință către Dumnezeu. Cântecul este o armă care poate fi întotdeauna folosită împotriva descurajării. Când ne deschidem astfel inima, înaintea razelor de lumină, ale prezenței Mântuitorului, vom avea sănătate și binecuvântarea sa. Astăzi, dacă gânduri negre te cuprind, dacă sunt nori întunecați și amenințători deasupra capului tău, te îndemn să înalți o cântare de laudă lui Dumnezeu.